Începem cu horoscopul european, da? Da. Iar după aceea o să picuim și ce ne revine în anul imediat următor. Bun, pentru berbec, e an de corectare a greșelilor. Poți schimba câte ceva, inclusiv în parteneriat, acolo unde încă mai poți analiza relația până în 2018. Deci după 2018 e catastrofal. Anul acesta va trebui să-ți asumi responsabilități în opțiunile făcute, inclusiv în munca ta, mai ales dacă nu-ți mai place ceea ce faci. Mizează pe intuiție și nu pe logică, pentru că logica îți va fi dăunătoare. Atenție! Poate că lumea va fi cu ochii pe tine, ești în centrul atenției, iar meritele tale vor fi recompensate financiar. Evită tensiunile în perioada între 27 iunie și 28 august, când Marte este retrograd și când te invită la răbdare și stăpânire deci de sine. Deci o lună în mijlocul verii? Două luni aproape. Iunie, două luni, august, da. Da, două luni. Stăpânire de sine în primul rând cu rudele și cu cei apropiați. Pentru o sănătate mai bună, apelează la tratamente alternative, dar nu evita medicul când corpul îți trimite atenționări. Din septembrie, imunitatea ta scade foarte mult. Deci fii atent. Pentru Taur, prioritare pentru anul viitor sunt relația și căsătorie. Prietenii mai vechi, iubiri trecute, pot să reapară. Nu te grăbi în vârtejul pasiunii să te întorci la trecut pentru că vei regreta. Dacă cedezi ispitei, ești terminat. Personalitatea ta trece prin schimbări mari. Păi ori să cedeze, ori să nu cedeze, dacă e anul pasiunii și e vârtej. Să și... nu cedeze la ceea ce a fost. La ceea ce a fost. Vor apărea relații mai vechi, dacă fii, se vor activa. Dacă ești atentă, doamna Grecu, o să asculți. Da. Așa. Spuneți, maestre. Renunțați la principii, faceți alte planuri noi. Jobul trece subtil în plan secund, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți neglijezi sarcinile. Atenție la buget, pentru că vei avea tentația să cheltuiești cam mult, dar să uiți că ai și niște plăți de făcut, niște facturi pe care le treci cu vederea, verifică-ți permanent finanțele. În permanență, am spus, monitorizează-ți în schimb sănătatea, pentru că stresul în anul ăsta este mult mai mare, iar grijile mărunte de zi cu zi te pot face mai sensibil. Petrece timp mai mult în natură, cu prietenii, să nu lipsească weekendul din... Dar nu frumos, în București, da. Nu, da? Relaxează-te. Prietenii îți vor fi tot anul aproape și îți vor oferi ajutor. Deci, Taurul este monitorizat și de prieteni, nu-l lasă să greșească, așa că e favorizat undeva. Da, dar știți că el e cam căpos, așa, el tot timpul... Da, da, se va anul 2 o să-i dea în permanență un echilibru. Da. Gemenii, e anul când nu trebuie demarate alte proiecte până nu le terminați pe cele care le aveți în derulare. Terminați-le pe cele vechi. Între 23 martie și 15 aprilie, 26 iulie, 19 august și 17 noiembrie până în 7 decembrie, Mercur, guvernatorul zodiei gemenilor, este în cele trei perioade de retrogradare și asta te face să revii asupra unor probleme mai vechi pe care nu le-ai rezolvat, obligându-te, odată la exprimarea clară, la eliberarea de greșelile făcute în trecut. Vei simți nevoia de schimbare de job. Analizează foarte bine, dar vei simți nevoia și o schimbare în viața personală. La fel de bine trebuie să analizezi. Nu este anul potrivit în 2018 pentru astfel de schimbări, nici de job și nici de partener. Ai liber la iubire, dar nu te pripi. Vrei să iei totul, dar vrei să le iei luând prin planul, luându-le ochii celorlalți. Cu finanțele de zi cu zi stai destul de bine, așa că nu trebuie neapărat să faci împrumuturi care nu sunt benefice, nu munci nici suplimentar, gemenii, nu munci suplimentar că anul ăsta, adică în anul 2018, nu veți fi plătiți.
rezumați-vă doar la programul voi. E foarte, e foarte important, da. Sănătatea este pe tot parcursul anului în atenție. Orice semnal al corpului trebuie tratat, mai ales sistemul nervos, inima, circulația periferică și atenție la sistemul osos, pentru că zgubilitici cum sunteți voi și nezdrăvani, s-ar putea să vă accidentați, mici accidente neplăcute. Pentru cei care nu au copii, foarte atent, gemenii care nu au copii și își doresc, anul promite o sarcină. Deci, doamnele, cuplurile care nu au copii. Dar domnițele vor arăta, mai ales gemenele, în anul 2018, anul câinului, nu vor arăta excelent, radiante sunt. Deci să vedeți voi, furori vor face mai mult femeile din toate zodiile de aer. A. Da? Deci aerul învăluiește pământul și este omniprezent. Racul. Racii devin mai justițiari în 2018, mai responsabili, dar încercați să nu fiți moraliști, renunțați. Sunteți caustici. Veți simți totuși să aveți clemență câteodată. Răbdare cu cei dragi pentru a nu-i pune în situația de a fi ostili. Racii bărbați vor încerca să rupă alianțe mai vechi. Să fiți mai deciși, să-ți întărești relația, dar evitați certurile. Copiii vor fi motiv de mândrie pentru nativii rac, prin realizările lor școlare sau, mă rog, dacă sunt studenți sau chiar dacă muncesc. Profesional, racii se vor ocupa să facă ceea ce le place și cu un câștig, chiar dacă e modest, dar să facă o profesie care îi place. Dacă nu, vor fi tentați să caute alte zone, chiar cu niște salarii sub zona limită. Dar cum racul este o fire mai, un pic mai avară și vrea bani mai mulți, va căuta în permanență un post mai bun. Vor apărea oameni noi în viața zilnică. Aveți grijă pentru că puteți profita de ceea ce vă oferă. Sănătatea îi obligă pe nativii rați să țină cont de ea și să nu se mai grăbească, pentru că la fel ca și gemenii au riscuri de accidente, traumatisme din mai până în luna noiembrie. Deci o perioadă foarte lungă în care racii trebuie să se tempereze. Fiți precauți și cu mâncarea, consumați carne, ouă, citrice, nuci, dar nu beți rece, pentru că aveți marea neșansă să vi se strice vocea. Și coborâți tonul acasă, nu ridicați tonul, coborâți nici la cei tonul, dragi și nici la locul de muncă. Ei, acum necazul e pe leu. Vei dori să fii în prim plan, acasă, la servici, în societate, să fii super popular. Și poți, dar cu condiția să nu deranjezi. Deci fiți voi, dar nu încercați să dați pe alții la o parte. La servici poți să te aștepți la schimbări bruște și chiar radicale. Dar schimbările sunt benefice, așa că nu vă speriați. Acum sau niciodată e deviza leului pentru 2018. Vei gândi cu totul pozitiv. Leii vor dori o dragoste liberă, fără restricții, dar cei care încearcă să sară calul se pot trezi cu un copil tocmai atunci când nu se așteaptă. Cu un copil? Deci pentru leoaicele tinere care se apucă să adulmece, să Lidia, știi? Nu, Lidia e exclusă, Lidia o scoate. Sunt exclus. Atenție, pentru lei, da, rudele. E posibil el să fie cu probleme. Dacă e leu mai tânăr, da. Nu, dar dacă rămâne e, el însărcinat, e un partener ale oaicii, e posibil să-i apară lui vreun copil din altă păi parte. Cine știe, aveți grijă, puneți lei în lesă, că dacă îi scăpați liberi, se transformă în dolar. S-a terminat, alergați după ei. Pentru lei, socrii sunt în prim plan, lei tineri. Te vor ajuta și te vor proteja. Deci, rudele foarte apropiate. În 2018, stările anxioase, melancolice, apar brusc, când nu te aștepți, ca și virozele. Imunitatea e mai scăzută. Banii se câștigă în 2018 de către lei cu multă muncă. Administrează-ți banii chibzuit, economisește când poți și în primul trimestru mai ales, pentru că asta e mai un pic mai șocant. Ulterior, te vei îndrepta financiar, chiar și să investești în ceva
dorit de anii, din anii precedenți, e benefic. Dar nu decât din trimestrul 2, 3 și 4. Pentru Fecioara, Fecioara este una din zodiile fericite, care n-are probleme, decurge totul așa cum știe ea să-și facă, da? Dar o să aibă mult de lucru, dar în liniște, pentru că vrea liniște. Chiar e loc de promovare pentru Fecioare la servici. Pot apărea însă promisiuni pentru un alt job mai bun, dar nu sfatul. Nu dați vrabia din mână, Fecioara după gard, până nu analizați de 2-3 ori. Familia este în prim plan, mediezi conflicte, eviți conflicte, are rol practic de balanță Fecioara în 2018. Se va eschiva de la multe lucruri, se va muta mai mult spre zodia balanței. Banii vin în trimestrul 3, până atunci stați circumspecți cu tot ce înseamnă, și astea numai dintr-o mărire de salariu. Nu cheltui inutil, ai tendința de multe ori să te repezi, să cumperi lucruri strict inutile. Imunitatea trebuie mărită, pentru că ai o sensibilitate mare, încearcă să eviți stresul, bârfa și nu te mai amesteca în viețile altor persoane. Fii mai optimistă, evită perfecționismul și nu numai, asta e preponderent referitor la nativele Fecioară. Bărbații sunt mai temperați, dar Fecioarele trebuie, femeia Fecioară, să evite perfecționismul și chiar aroganța. Sfatul pentru 2018, păstrați-vă calmul în absolut orice situație. În orice situație și în orice ipostază sunteți puși. Pentru balanțe, la balanțe, toate lucrurile bune vin spre ei foarte ușor. Doamne ajută! Da? Bucurați-vă din plin de acest an, când îți pui în evidență concentrarea, perseverența, stilul tău de muncă, consecvența. Și anul ăsta, atenție că șefii sunt cu ochii pe voi și vă vor aprecia, existând și posibilitatea unor avansări. Dar până la avansare veți avea grijă că primiți responsabilități în plus. Deci atenție ce propuneri faceți balanțelor, că vă revin ca sarcină. Asta este metoda șefului. Tu vii cu ideea și el vine cu ideea că tu trebuie să o faci. Da. Da. Așa că e recomandat pentru balanțe în 2018 să ceară o mărire de salariu. Vei fi mult mai mulțumit financiar în semestrul 2, pentru că semestrul 1 intră undeva în trendul anului 2017, care mai lasă ceva reminiscențe. Trăiește echilibrat, mănâncă sănătos, relaxează-te, pentru că anul îți dă tonus bun. Gândește pozitiv și totul va fi perfect. Și mai ales alături de cei dragi. Familia este prioritară pentru balanțe în 2018. Atenție, veți avea tendința să cheltuiți exagerat. La fel ca și la Fecioară, nu cumpărați lucruri inutile și renunțați la excese. Predispoziție pentru balanțe, să dea jos din kilogramele acumulate, dacă țin cont de ultimul sfat, fără excese. Fără excese. Pentru că este un an doi, vor tinde, doiul este simbolistica balanței. Deci dacă ești mai plinuț, dacă ești mai plinuț, pui mai mult petalerul ăsta și mai puțin petalerul din dreapta. Sau mai multă apă. E un an în care trebuie hidratare mult mai multă. Pentru scorpioni, în 2018, anul vostru, deci scorpionii sunt beneficiarii anului 2018, deoarece este Jupiter la ei în zodie protector. Posibilități fără sfârșit, profesionale, an de reușită, creștere profesională, financiară, dar nu faceți risipă. Viața sentimentală e plină de esență, dar ai grijă la exprimarea prea directă și nu încerca totuși să-ți reprimi sentimentele. În familie ești mult mai implicat cu părinții și cu copiii, în primul rând. Sănătatea e mai bună la începutul anului decât spre sfârșitul anului. Căci stresul sau stările de spirit diferite sunt prea schimbătoare și duc la tulburări de somn, în primul rând. Nu fii prea aspru cu prietenii și cu familia, dar nu ascunde în niciun caz adevărul atunci când te deranjează ceva. Spune deschis, clar, dar cu calm. Ne mutăm la săgetători.
totul este mai ușor și pentru săgetător în 2018, numai dacă își folosește inteligența. E an de introspecție, e pregătit spiritual să facă schimbări în gândire. Pentru că este foarte inteligent, este un an în care își va pune inteligența în slujba muncii, există o creștere de salariu și la ei posibilă, dar rețineți-vă de la cheltuieli nesăbuite. Sănătatea e mai bună în 2018 dacă te alimentezi rațional. Nu împărtăși ideile tale de afaceri cu persoane străine pentru că ți le fură. În dragoste trebuie să ai controlul asupra tuturor aspectelor, dar lasă-ți și prietenii sau partenerii să se implice. Se pare că nu ești prea sigur pe sentimentele tale pentru viitor. Deci, au multe nebuloase săgetătorii, mai ales vis-a-vis de legătura care o are și dacă va dura undeva în timp. Capricornii au o stare interioară ceva mai bună, așa că e loc pentru bucurii. Ei nu prea știu să se bucure, iar în 2018 asta le-ai recomandat să se bucure. Să scape de enervări, mai ales la servici, încetinelea lor. Ei au un fel al lor mai tipicar de a munci. Poate să scoată din sărite colegii, șefii, dar ei fac totul meticulos și cu certe calități. Calitatea la ei primează. Nu riposta dacă primește afronturi. Stai deoparte, pentru că multe persoane vor încerca să te bage într-o stare conflictuală și undeva să te scoată pe tine țapi spășitori. Dacă ai idei creative, ești la rampă, pune-le pe monitor, e momentul propice ca tu să beneficiezi de o mărire financiară și mai ales la începutul anului, în primul trimestru. Dar poți să primești bonusuri financiare și la sfârșitul anului. Banii revin mereu în discuție și mai ales în discuția cu partenerul. Cât ai câștigat, de ce ai câștigat, ce ai făcut și nu știu ce. E un an puțin mai tracasant pentru Capricorn, pentru că Capricornul nu vrea să vi se cheltuiască lui banii. Și atunci nu ți acceptă să știi cât are în portofel. Scurt și la obiect, da? Sfatul este că trebuie să discutați deschis problemele, fără mânie, și în primul rând trei discutate tot ce înseamnă referitor la parteneriat, dragoste, probleme intime și chiar sexualitatea. Fără frici, lăsați taburile la o parte, întăriți-vă legăturile emoționale cu cei dragi. Atenționare de sănătate, pielea, tendința de îngrășare, alergiile sunt principalele puncte nevralgice pentru Capricorn. Vărsătorul, veți simți că puteți realiza orice, aveți o forță de cucerire nemaipomenită. Cariera este explozivă, ajungeți lider și de aici apar beneficii. Dar nu vă culcați pe lauri, pentru că trebuie să munciți mult. Nu pierdeți oportunitățile care apar tot timpul. În 2018 fiți cu ochii nu în 4, în 16. Comunicați calm, căutați-vă cuvintele potrivite, mai ales pentru perioada de retrogradare a lui Mercur, găsiți-vă echilibru, priviți atenți trecutul pentru a vă înțelege bine prezentul. Pentru că dacă nu veți putea, evolua. Antamează viitorul. Nu antamează viitorul. E ok. Păi sunt niște lecții, toate, pe dragoste, care le trăim. Persistă independența încă, ești mai distant, dar ai și momente când sexualitatea e debordantă și atunci apare romantismul, dorința de escapadă, cauți o relație mai veche în care te-ai simți bine, dar e loc și pentru una nouă, așa că fii mai deschis și la noutăți. Ce e perimat, sfatul a fost de la început, lăsați-le în urmă. Uitați de trecut ca să vă fie bine în prezent. Cei de aici, a doua zodie, care dacă își dorește un copil, poate să-l obțină cu ajutor divin, anul aduce fertilitate, belșug și tot ce se poate pentru ei. Aveți posibilitatea și, așa cum am spus, mărirea numărului de membri ai familiei. Financiare, în schimb, un an haotic,
încercați să economisiți mai mult decât cheltuiți. Așa că va fi nevoie să munciți mult mai mult, chiar să luați un job suplimentar, dar sfatul este economisiți banii. S-ar putea ca anul să vă ofere bani suficienți pentru mofturile voastre. Dar atenție la ziua de mâine. Sănătatea e bună, dar din iulie atenție la tot ce înseamnă sistemul digestiv și mai ales la ceea ce consumați ca hrană. Peștii au un an fantastic, viața e tumultoasă, bucurie, creativitate, are mult timp în plus pentru a scăpa de încăpățânarea lor și de spiritul de independență. Peștii, fără un loc de muncă, își pot găsi unul. Riscul unei trădări din partea unui coleg este omniprezentă pe parcursul anului. Nu te agita să faci niște lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum. Roata se învârte, chiar dacă ești nemulțumit, așteptă, pentru că se va rezolva. Nu fiți impulsivi, duri, nici cu familia, dar nici cu colegii. Îi puteți răni cu ușurință. Deci, peștișorii, atenție la sistemul nervos, care e exploziv. Moralul bun, în 2018, e un medicament dătător de sănătate. Dacă vă mențineți moralul bun, aveți și sănătatea bună. Așa ceva trebuie să faceți ca să vă mențineți vitalitatea. Dacă nu sunteți, peștii sunt nebuni, sunt zgubilitici. Da? Dacă au vitalitate, sănătatea e bună. O dietă mai sănătoasă v-ar ajuta. O vacanță plăcută sau periodic, fragmente din concediu, este foarte benefic pentru nativii pești. Deci, în mare parte, anul cam este așa, e cam benefic cam pentru toate zodiile. Cred că n-am tăcut atâta. Sunt toate emisiunile adunate. Tocmai asta e fenomenul. Dacă reușesc, a zis că eu primesc un premiu, dacă reușesc te fac să nu vorbesc 10 minute. Spuneți-i să primiți, deci dați-i domnului Voropchevici premiu, vă rog din suflet, a făcut în așa fel încât să tac. Nu, eu zic să ți-l dea ție că ai reușit performanța. Da, am înțeles.